Cu permisia dumneavoastră, vreau să dau știri ordinii de convocator, ordinii de zi. În conformitate cu dispoziția numărul 282 din 2014, în februarul Comunei Istorice, Împrăjescu de Fiar, se convoacă în ședință extraordinară, ordinară, pe data de 28/4/2014, ora 14, Consiliul Local al Comunei Istorice, Împrăjescu de Fiar, și următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Istorice Împrăjescu de Fluiaș. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al Comunei Istorice Împrăjescu. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea zilei comune pentru anul 2014 și aprobarea cheltuielilor pentru organizarea zilei comune. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCR numărul 9 din 25-a 2003, privind trecerea în domeniul privat al unui parțel de teren. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență. 6. Raport de actat domnului consilier Căprian Nechita. Și punctul 7. Probleme curente. Dacă sunt de adăugat ceva la... Domnul președinte, președinte ședință pe următoarele 3 luni. Da. Deci ar mai fi numai. Să alegem, să propuneți președinte ședinței în următoarele 3 luni. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Care este pentru? Abțineri? Atunci să începem. Punctul numărul 1, domnul secretar. Proiectul de hotărâre modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Istorice Împrăjescu de Fiar. Consiliul Local al Comunei Istorice Împrăjescu, având în vedere legea 356/2013 privind bugetul de stat pentru 2014, având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 28 ianuarie 2014 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Istorice Împrăjescu, având în vedere referatul 1958/2014 al contabilului primăriei Comunei Istorice Împrăjescu, având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, Consiliul Local al Comunei Istorice Împrăjescu hotărăște se modifică bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Istorice Împrăjescu pentru trimestrul 2014, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâri. Conducerea de primire prezente hotărâri se condiționează primarul Comunei Istorice Împrăjescu și compartimentul compatibilitate. La referatul de specialitate, e vorba de cheltuieli la capitolul 51.02.20 și capitolul 67.02.20. E vorba de venituri. Plus 11, plus 12. Dacă sunt discuții la toate acestea. Dacă sunt discuții, aveți ceva referitor la... Dacă sunt discuții, spuneți aprobări. Spunem aprobări. Care este pentru? Abțineri? Abțineri. Și împotrivă? De domnul Galan Abțineri. Galan Abțineri, da. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al Comunei Istorice Împrăjescu. E vorba de valoarea de inventar din care a fost predat la măsura 125 construire și împotriva inundațiilor. Și cele asupra valoarea din inventar trebuie să trecem în domeniul public al comunei pentru a putea fi folosită ca bun al localității. E vorba de amenajările de apă, din piatra aia care s-a pus. Contra inundațiilor. Trebuie să trecem în domeniul public. Valoarea de inventar cu privire la investițiile la construire împotriva inundației. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, să punem la vot. Care este pentru? Da. Abțineri? Cineva? Împotrivă? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea zilei comune pentru anul 2014 și aprobarea cheltuielilor pentru organizarea zilei comune. Domnul primar, prin proiectul de hotărâre a stabilit, a propus pentru anul 2014, data de 11 mai 2014, ca pentru organizarea și desfășurarea activităților culturale artistice dedicate zilei comune. Și în același timp a propus ca avem compartiment ca din comitetul de organizare să facă parte trei consilieri. Vorba de domnul
consilier Berin Chitiberiu, domnul consilier Căprian Alexa și domnul Alexa Căprian Nichita și domnul Alexa Aurea. Să facă parte din comitetul de organizare și verificare a activităților. Dacă sunt discuții... Trebuia pus așa, unul de la PSD, unul de la PNL. Asta sunt propuneri. Ca să nu fi și intraponă. Domnul consilier, astea sunt propuneri. Dumneavoastră, puteți avea discuții. Trecem la discuții și... Ce-ți propuneți? Ce-ți propuneți dumneavoastră? Sau să vă autopropuneți? Fac eu o propunere. Da, din comisia de 12 a fost... Din 15, 12... Îl propun pe domnul Melinti. Dar e pus, e electrică. Dar dacă mai sunt dat, nu vă din 3. A, dar nu se votează? Mai nu, băi. Vă și 3 spuse, dacă mai sunt altul, că nu le pun. Am înțeles că domnul vrea să pun câte unul din... Dar de ce spun? Am ieșit la vot. Păi nu, păi de asta am zis că se pun la vot. Se pun la vot. Propune și se pun la vot. Atunci votăm propunerea respectivă. Dacă nu vreau să trece la comitet, dacă nu facem asta, sau să mai propun încă propunere sau două. Și le spunem la vot. Păi domnul Ursu îl propun. Domnul Ursu, o, o. Altcineva. Ai mai pus ca să fie 3, nu? Cam așa. Dacă sunt 3, pot să fie 5, nu? Păi deja sunt 3. E domnul doctor Melin, domnul Michi, deja sunt 3. Nu, eu zic părerea mea, propunem omul și votăm. Dacă are majoritate, trebuie și gata. Propunem 3, propunem și adică la vot. Nu e corect așa? Bun, deci cine nu e de acord cu propunerea făcută de doamna primar? A, cine nu este de acord? Dar cum să nu? Așa e corect. Păi, dar nu. Spuneți la vot propunerea. Hai să spui la vot pe băiața, domnul Tiberiu Melinti, domnul Căprian și Alex Aureu. Comisia asta, să spun. Corect. Cine este Pietru? Mai votăm diplomane, dacă dumneavoastră sunteți nou, și atunci dar nu e democrația asta, domnule, nu știu supărată. Nu știu, democrația e noastră. Politica e pe votă, nu știu. Trebuie unul la PSD, cum a spus și domnul Plicu. Unul la PSD, unul la PNR. E chiar așa. Nu e nimic, dar puteți să... E chiar așa. Votați sigur. Păi dacă nici n-ar mai trebui să mai aprobăm nimic. De ce? Păi dar și mai aprobăm, dar sunteți nou, nu? E corect. Păi și le luați toate și noi nu mai suntem de acord cu nimic. Dacă oamenii ne-au ales, să luăm tot, luăm tot. Păi, de acum eu unul nu mai sunt de acord cu nimic. Ca să fie clar. Nici cu pământul, nici cu mașini, nici cu nimic. Deci aveți dreptul să ridicați mâna. Sunteți sau nu sunteți? Nu suntem nou sau nu suntem aici. Vorba de PD. Da, trece la următorul... Dar să vedem dacă e bună data de 11 mai. Partitura trecută a stabilit 11 mai în campanie electorală. Asta adică după parlamentarii 25 mai, săptămâna următoare se va face ziua comună. Că așa este normal și corect. Nu se stabilit atunci așa. Nu s-a stabilit pe 11. Păi se putea stabili acum, că aici zice, proiect de hotărâre privind stabilirea comune, ziua comună. Acum propun. Nu punem la vot, care e ziua comună? Nu știu mai. Și este pe 11 mai. Deci domnul Ursu e bun. Când e pui domnul Ursu? Deci este 11 mai. 25 mai sunt europarlamentare, pe 1 iunie. Domnul primar așa o zic, pe 25 mai sunt europarlamentare. Facem săptămâna următoare. Apoi în campanie electorală. Domnul Ursu. Haideți să propunem... Eu propun pe 1 iunie. Mai este o propunere? Da, e duminică, zi. Duminică? Da. Mai este o propunere? Spune la vot data de 11 mai 2004. Cine este pentru? 6, 7, 8. Nu abține. Abține. Și cine ți împotrivă? 3 împotrivă. 8. 3 abține. 3 împotrivă. Cum ești? Ești câte sunt? Cam 3. 3, 3 și 8. 14.
La punctul 4 acum. Proiectul trebuie modificarea funcției, completarea HC numărul 9 din 26-2003 privind trecerea în domeniul privat al unor parcele de teren. Despre ce este? În anul 2003, data 25-2003, prin hotărârea Consiliului Local numărul 9, Consiliul Local a aprobat trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public în domeniul privat. La acea dată s-a trecut în kvartal. Ceea ce la această dată, pentru a fi întabulate și înscris în cartea funciară, trebuie făcută modificare pe tabloa și parcel. Ceea ce avem solicitare din partea curții funciare privind modificarea elementelor de identificare în ceea ce privește hotărârea numărul 9. E vorba de suprafețele din intravilan, ceea ce reprezintă suprafețele de sub magazinele fostele federal. Ele sunt trecute ca vartare și nu ca tarlaș și parcele, ceea ce duce la împiedicarea și ne duce la îndeplinirea a cărții funciare. De aceea, domnul primar supune spre aprobare modificarea hotărârii și înscrierea cu tarlaș și parcele a elementelor de identificare. Practic este o corecție. E vorba de o corecție. E vorba de cinci poziții, vorba de teren intravilan în vale, magazin, teren deal, magazin, teren Brătești, vale și deal și intravilan Cosmeș și Cosmeș. Magazin. Deci sunt cinci poziții de elemente de verificare, cu tarlaș și parcelă. Dacă sunt discuții, da, discuții, dacă sunt. Deci eu urmați aceea străfață, mă numai că practic e corecția din kvartal în tarlaș și parcel, care este în... Dacă nu se discuție, să spunem la vot punerea asta, care este pentru... Abține... Împotrivă... O abținere. La punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență. Asta e puțin. În decursul acestui an și în anul trecut, am avut câteva cereri privind ajutoare de urgență. E vorba de mormântare, vorba de susținerea cheltuielor pentru medicamente și așa mai departe. A fost supus spre aprobare dumneavoastră mai multe cereri. În 2013, care în lipsa fondurilor la acea dată, a solicitat amânare. E vorba de trei cazuri. În care, în momentul de față, sunt spre ordinea de zi pentru plată lui Pașcu Petru, Codreanu Vasile, vizitivul Cezar și Constant Costian. Valoarea totală pentru trimestrul 2 pentru ajutoare sociale este de 1000 de lei. În principiu, revine 250 de lei pentru fiecare familie. Am intrat cu cazul de cei care au suportat cheltuielile din mănântare. Astea sunt valorile pe care le putem pune la dispoziție în momentul față în trimestrul. Dupașcu Petru, Codreanu Vasile, vizitivul Cezar și Costan Costea. Da, vizitivul Marie. Deci astea sunt valorile pe trimestrul la trimestrul 2 pentru ajutoare de urgență. Știți că am avut un caz deosebit la începutul anului 2014 cu mormântarea care a suportat cheltuielile Consiliului Local, de mormântare la familia Criac. Da. Nu a avut cine să nu mormânteze și a pierdut în sarcina noastră. Ceea ce s-a decalat cu valoare și cu perioadă de timp, mai mult. Dacă sunt discuții, domnul președinte. Da, discuții pe imaginea acestui subiect. Dacă sunt discuții, astea sunt ultimele solicitări de anul trecut. Sunt până la data de astăzi, sunt solicitările pe mormântare. Mai sunt câteva cele pentru medicamente. Da. Mai este al manualului așa de câte știu, dar domnul primar i-a spus domnul primar că nu ne putem încadra fiind o sumă mai mare pentru... Păi asta vreau să știu, că aia în noiembrie anul trecut o încercați. Dar vorba numai de mormântarea repetată, vorba numai de cheltuieli de mormântare. Păi există câteva pentru medicamente și o rampă pentru persoană cu handicap. Ceea ce o să trimesc pe următor, vedem în ce măsură putem să
le acoperim din bugetul credită. Să punem la vot. Care este pentru acordare? Punctul 6, raport de activitate a domnului consilier Căprian Nichita. Subsemnatul Căprian Nichita, ales în anul 2012, consilier în cadrul Consiliului Local, Fălcem Prăjescu, pe listele electorale ale Partidului Național Liberal. În anul 2013 am desfășurat activitatea ca președinte al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Tineret și Sport. Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare, organizate la inițiativa domnului primar Jean Costel, unde am fost adoptat un număr total de 58 de hotărâri ale Consiliului Local. În cadrul ședințelor pe comisie și plen m-am înscris la cuvânt când, în poziția mea, s-au impus modificarea sau completarea unor proiecte de hotărâri. Am fost ales președintele de ședință, un trimestru, când ședințele au fost desfășurate conform prevederilor legii 393 din 2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificări și completările ulterioare. Ședințele din plen, Consiliului, dar și cele din cadrul Comisiei de Specialitate s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru prielnică, folosindu-se un limbaj adecvat, potrivit cu importanța funcției de demnitate publică aleșilor locali. M-am întâlnit foarte des cu cetățenii comune, prelegi cu care am discutat despre prioritățile și așteptările acestora de la autoritățile locale. Am căutat să fiu fidel susținătorilor ai opiniilor și solicitărilor adresate Consiliului Local de către cetățeni, dar și un bun mesager al deciziilor adoptate în plenul Consiliului cu privire la ceea ce interesează în mod nemijlocit de cetățeni, precum și un bun formator de opinie. M-am preocupat de modul de susținere a diverselor proiecte de hotărâri inițiate de primarul comunei, pe care în urma realizării ședinților Comisiei de Specialitate le-am avizat în mod favorabil. M-am adresat Consiliul Local cu toate doleanțele cetățenilor, căutând împreună soluții de rezolvare. Am susținut și am apreciat activitatea colegilor consilieri locali, ai primarului și ai viceprimarului comunei. Din păcate, am constatat că cetățenii nu au înțeles foarte bine ce înseamnă procesul democratic de luare a deciziilor, participarea acestora se lasă așteptată. Pe viitor mă gândesc să găsesc cele mai bune soluții, să stimulez și să implic comunitatea pentru colaborarea și implicarea mai susținută pentru rezolvarea în comun a problemelor și treburilor publice în competența Consiliului Local. Deci, cam asta este activitatea mea. Din când am fost ales în 2013. Ultimul mandat. Ultimul mandat. Ultimul mandat. Mai ai două. Da. Dacă sunt discuții, ai de ultimul mandat ales. E mandatul actual. Sunt mandatul, da. Dacă fi mult de dispus, da. Da. Nu depinde totul de mine. Depinde de... A fost dumneavoastră. Trei rânduri a fost președinte de comisie specialitate. Așteptăm discuții și eva. Întrebări, discuții, stau la dispoziția dumneavoastră. Apreciez. Petiș, hai să vedem ce spune. Au emoții colegii, nu oricât criminează. Au emoții colegii, nu oricât criminează. Da, atunci se pune la vot raportul domnului Mici. Care este pentru? S-a obținut și ceva? Unanimitate. Împotrivă? Da, vă mulțumesc. Rămâi dator, domnul Căprean. Ne-au dat o cafea. O cafea. O să o împăt între ce mi-a activ consilier. Acum să facem propuneri pentru următoarele 3 luni președinte de Consiliu. Președinte de ședință. Cine propuneți? Domnul Căprean. Alte propuneri care mai sunt? Domnul Căprean. Domnul Chirilă? Da. Domnul Cricu, dacă nu a fost. A fost. A fost. Ca să fie unul și domnul Căprian și domnul Chirilă, da? Se pune la vot pentru domnul Căprian. Cine este pentru? Domnul Căprian, președinte. Da. Din președinte. Așa a fost. Așa poate să crească bugetul, vezi? Acum
acum să trecem la punctul la probleme prime, care vreau să înceapă. Da, dacă nu sunt probleme, dacă sunt, nu știu ce ședință. Ce ședință? Așteptăm, dar nu credem. O propunere, domnul... dacă... Aș vrea ca domnul primar, dacă mai are posibilitate, să mai treacă cu autogrederul de drumul la Brătești. Da. Și eventual, nu știu, o mașină de balastru la intrare în sat. El e programat pentru asta, dar nu poate ajunge astăzi domnului. Și o să ne uităm un pic și la vreme. Știți că pățim cum am pățit tura trecută. Am dat. De două ori, știți. Atunci ne-am grăbit că vine Paștele, știi? Tăță, vine Paștele, hai să-l facem. Și ai o plouă, asta e viața. Dacă nu plouă, e bine. Nu e programator comun, să spune. Ah, e ok. Iluminatul, strigat, nu știu ce s-a făcut. 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 S-a Da. Nu merge toată gara. Da, nu merge, nici până nici așa nu puteau. Și vine seara, acum să vine Elisicianul, nu vine, că era în altă parte, a fost transformator. Nu, o schimba siguranță. Da, din la gara. La gara, da. Pe dar băieți, acum nu au avut nioani, gesturi, nu știu care treaba, că au rămas becuri, nu știu care. Mai făcut o revizie așa, mai cu bugete. Cam la rând, așa, 4 țări, la rând, măcar unul la tine acum. Și n-au pus la... O, nu au trebuit cu ulița așa. Ce bancă? O schimbă, ce bancă? Da, schimbă, de bancă, de bancă, de bancă. Dar dacă... Acolo sunt consilieri, sunt noi. Nu-i că nu-i cum trebuie. Nu-i cum trebuie la mine, asta e când nu-i cum trebuie. Dar e plecat în urmă. Eu am bine la urmă. Un stâlpul ăla de la țigată de acolo. De la, din drum de acolo, la țigată. Și ați promis mi-a luat un container acolo la mașinii pe ulță. Bucă cu noi, am înțeles, așa? Container? Da, parcă, sau un țară, că fost cu noi, n-am înțeles. Da, da, să-mi spun la cine să-l pună. Cine de acolo să-l să pun acolo în fața... La casă ce-i părăsit acolo, în stânga, în dreapta cu minte pe ulță. Se pare că are pod la poartă și ar fi bun cu să pun. Ați pies pe acolo? Nu las pe ieșul dobei. Drept unii i-au pus tuburile. Este o casă după țigancă acolo. Fără să casă, nu mai este nimeni. Da. Domnilor, încă o problemă ar mai fi. La Căminul Cultural este spațiul acolo, dacă se amenajează și-o posta circa sanitară, un pot domn doctor acolo. Da. Dacă s-ar așa, ar fi un spațiu foarte bun. Că tinerii noștri vin la școală acolo, avem gazonul ăla pus frumos și tot stau la pânt. Mai sar gardul, mai vin și joacă fotbal. Că n-au fotbal, n-au să duce. Acolo e frumos, e iarbă. Și ea mai au... degradează. Un cal, un amoare, un cal. Hai să facem scrie. Compania de investiție. Am dat proiectul la compania de investiție, este aprobat. Urmează a fi finanțat. Noi așteptăm anul ăsta. Dacă intră, nu intră. Poate să amenajează și un teren. Căminul cultural, da. Un teren. Un chis eventual și pentru boli, pentru tenis. Acolo, domnul primar, deci am vrut să măsurăm care este la fața care rămâne liber, poate să mă dați în ani, să îi bine definiți la față și în față. Aici poate să-i așa 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 poate. De anul trecut avem discuția aia de tuburi și trotuarul ăla. O să începem. Au fost și proiecte astea cum ai petrit, de vreme și de sărbători. La biserică, bun. Cum asta, dar da, timp mai stăm? Da. Da, să nu stăm. Încă o propunere, o fost... Știți că cineva promite și altul trage nădejde, nu? Nu, n-a spus. Formasul. Dumitare, da. Dumitare, zis. Bărbatul. Domnul. Mă care-i zis? Domnul. 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 Domn
Fiindcă am votat data de 11 mai ziua comunii, este timpul scurt, propun ca pentru domnul viceprimar să facă o curățenie în ansamblu. Am comunii cei care să se aici. Vă sunt mai târziu. Vă sunt mai târziu, îmi cer scuze. Dacă mai sunt probleme de adus? La punctul 5, cu acordarea ajutorului de urgență, a fost Codreanu, știți că l-am cuprins noi în decembrie, atunci o sumă din 5 milioane, a fost la domn primar, el a cui nemulțumit că îi se acordă 2 milioane jumate. Dacă îl putem trece în trimestrul următor, cu încă 2 milioane jumate, că noi așa am stabilit atunci, că o să-i dăm 500 de lei. Acum, cum considerați masă? Așa s-a stabilit. Așa s-a stabilit. Da. Asta e valoarea care o avem azi. Da. Nemulțumit, domnule, dar chiar noi asta în funcție de cum o să fie bugetul. Să iei pe ăștia pe care îi avem și apoi? Da, așa i-am. Ce bună minciună. Uite-o mie repede, dar. Normal, că ia acum la domnul Codreanu ăsta așa de eșteput el, să-mi vină să prezinte la în fața dumneavoastră, chiar eu ești din mormântare. Dacă el, într-adevăr, a făcut asta, putea mama lui să-i făcut. Sau frații ceilalți. Cererea e făcută pe el. Cere, ai făcut pe el, cere. Ce să poți să te înspa ca de frate de el? Dar nu trebuie, chiar că soția lui. Dar am cereri, două cereri pe același mort. Păi n-am avut, am avut de acum. Nu fost, așa este. Eu zic să vă iau din banii puțin care avem, să iei pe care se ia cât de puțin cât avem. Da. Că ar mai fi o situație, adică așa o stabilim acum, dacă tot. Când se întâmplă un caz deosebit, cum e unul dintre astea tânăr care moare în accident, se spânzură, un neprevăzut, într-adevăr, să-i se acorde ajutorul imediat și la obiect. Dar cei care, de exemplu, moare, cum a fost și cazul, nu lui Codreanu, dar mai mult. Deci e pensionar, el primește la 23 de milioane, unul tânăr care moare, nu primește nimic, e descoperit. Nici la ajutorul social. Nici la ajutor. Pe atunci, stabilim cei care e pensionar și primește la 23 de milioane, mare soția sau mare copii. Să nu-i spunea, vine la domn primar pe cap. Dăm, 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 zi-o să-ți dau. Dacă nu e la guvern. În cazul ăsta, deci, ăsta e și Codreanu. Păi vedeți? Păi dar ca să nu ne mai întâlnim cu cazul dintre astea. Deci stabilim acum, cel care are pensie. Deci cum să știu eu? Ai un ajutor social, ai, îți dă sicriu de la casa pensiilor, îți dă ce-ți mai dă facilități alimente, plus suma aia de 23 de milioane. Dacă vine cât țigan, cât român, nu contează. Dacă are pensie și îi se dă banii aia, domnule, nu, domnul primar, în ședința din Consiliu, nu se aprobă așa ceva. Deci ajutor. Dar cel care, într-adevăr, e un tânăr, n-are, nu-ți dă nimic. Deci la fabrică, nu ai nicio protecție socială. Și acum stabilim în ședința din Consiliu. La cei care, într-adevăr, se merită să dea, care nu, că vin la masă de unde e stat, îi spuneți. Ca să nu mai întâlnim, că vine și sare. Eu nu pot să-i spun că nu îl dau. Pentru că nu dă, nu dă primar. Deci dumneavoastră Consiliul Local hotărâi. Asta e prin hotărâri din Consiliul Local. Da. Deci nu pot. Așa ei vin, ei așa spune, că primarul dă. Da, dar primarul dă cu mare. Să vedeți că mă întâlnesc cu situații. Deci asta dacă stabiliți acum. Iată ce a trebuit să faci noi un cod etic pentru treaba asta. Da, în momentul, stabilim, dați fi proiectul. De acord cu, cei care treaba ta și de acord. Cei care primesc ajutor din mormântare nu mai pot beneficia de ajutor la primărie. Dar chestiunea asta este deja reglementată și prin lege, domnul. Păi și atunci când vine la domnul primar, omul vine, el nu poate să dea afară, domnul, omul vine și îi se spune că în ce condiții primește și ce și cum. Dar să faci multe generalitate chestia asta. Fiecare caz îl tratăm particular și votăm bine. Și atunci nu mai vorbește ăla, că el a un primit care are și a fost mormântat și ăla care nu are, primește, nu primește. Nu a fost chestiunea asta. A fost, dar nu trebuie, nu? A fost, da. Dar nu trebuie să generalizăm și aceste reguli aici. Deci cei care, deci noi putem stabili proiect, deci cei care au ajutorul ăsta din mormântare să nu mai beneficieze de ajutorul la primărie.
Nu-i corect? Da, domnule, dar omul vine și face o cerere. Dar îi spune deodată, nu se poate aproba. Noi stabilim aici. O asta înseamnă să scotea. Îi facem... Da, să stabilim, ca să devină oameni înțeamnă. Nu dăm acum. Trebuie să faci o hotărâre din Consiliu. Păi facem acum, eu de ce? Nu acum, să faci o hotărâre. Nu faci și în cheie. Propuneți o hotărâre din Consiliu, argumentați, o votăm și atunci nu e nicio regulă. Să așa cum aprobăm noi tacit, e altceva, dar să-ți faci o hotărâre care să aibă oarece... Argumente, nu. Dar trebuie să aibă și suport de Consiliu. Oprindem un convocator la ședință. Da, domnule, dar trebuie să aibă și trebuie să fie cineva care inițiază această hotărâre. Trebuie să fie trei ani legătura cu secretarul, dar așa să faci hotărâre. Dar dacă există lege, că n-au voie... Nu există lege. Parcă așa a spus domnul Vicima. Nu există lege. Este reglementate de lege. Nu există lege. Deci nu-ți dai drept. Dar nu mai chiar de sens, nu-ți dăm să mai rău la care. Deci la Consiliul Local... Dar nu mai lăsăm locul la discuții. Dăm proiect și cei care primesc acest ajutor nu beneficiază de ajutor la primărie. Inițiați acest proiect. Ce mai bat eu? Deci inițiați proiectul să pune discuții. Da. Dacă ați văzut, bugetul este... peste 50% pentru asistență socială. Unde da. Investiți unii încolo. Dacă dăm tot ajutoare din asta, apropo de chestia asta cu înmormântările, domnule, din câte știu eu, poate mă înșel, popii ar trebui să se înmormânteze gratuit. Nu? Asta nu ne cam piață. Nu, da, așa ca idee, așa. Toată lumea vine la primărie, dă ei, da, când a fost cazul, tu l-ai văzut că ai noștri numai în grup. Nu am vrut pe celălalt loc, o la popa din la Turcevani. Tu ai văzut că ai noștri numai în grup, îți duc la români. Păi, noi suntem primitorii la Ozei, am primit, când ați venit din Rusia, tot primim și acum, noi vrem. Domnul primar, apropo de chestia asta, când spune domnul consilier Damian, haideți să mărim cimitirul la români, că o să ne trecem pe el la români. Să asigurăm și traducere. Asigurăm și traducere. Nu ne vedeți că am zis. Mai vreți și acolo la plăbuța bilingă, da. Mă facem față. Se înțelege, chiar dacă este scris greșit acolo, se înțelege. Poate să fie bani probleme, care îi necăjiți ajunge în situația asta și chiar când vezi un, când vezi un cetățean, un copil, un om la 30 de ani și spui că necăjiți și dai ajutor, păi înseamnă că nu ne mai dezvoltăm. Păi ăsta la muncă. Păi nu, ce facem aici? Toată lumea... Băi, lasă-mă aici ăla care moare. Da. Apropo, lasă, ăla care moare, ferească Dumnezeu. Nu mai de ăla care n-are nicio protecție socială și vine la domnul primar, și se hotărăște în ședința de Consiliu, se poate da. Cel care are protecție socială și vine, face presiune. Apropo de măcăjuri, noi nu putem găsi un măcar în sate la noi. Nu vă o să plin măcar. Și când vă cer să mă ajutați, nu-i trebuie noi la treabă, dar v-ați ușești. Mai ales Cosmești... Anul ăsta nu mai moare nimeni. Cosmești să lăgește, domnul Fici, de asta. Anul ăsta nu mai moare nimeni. Aia, dacă? Vine, tu fii cu prima ta. Dar mai sunt discuții de pus, acum, pe sfârșit. Dacă nu, declarăm ședința închisă. Vedem la viitoare participare.